Renato Usată îi cere lui Vladimir Putin să-l lipsească de cetățenia rusă, motivând că nu mai vrea să fie cetățeanul unui stat agresor. Comentatorii politici cred că la mijloc ar fi un gest cu miză politică sau posibil ruperea legăturilor cu Moscova din cauza problemelor cu justiția rusă. Voi, pe mea prosbe, în начале 2018 года выдали закрытым указом президента России российское гражданство моим родителям со словами «Спасибо за мою работу, за мою деятельность». Хочу поблагодарить за то, что было в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы дальше мои родители, я сам, являлись гражданами страны, которая начала открытый террор против своих же граждан. Renato Usată nu a putut spune nimic despre cum rămâne cu proprietățile sale din Rusia, deși anterior acesta se lăuda atât cu afaceri prospere, cât și cu o vilă luxoasă în regiunea Moscovei. Schimbarea macazului pentru un politician considerat pro-rus a luat prin surprindere chiar și comentatorii politici care încearcă să găsească alte explicații decât argumentele invocate de Usată-i. Desigur că e un gest politic, poate fi privit ca un gest politic, dar dacă e politic, trebuia să-l facă mai înainte, să zicem, înainte în campania electorală sau în campania electorală. Nu e exclus că e un gest personal, adică e ceva personal, poate că legat de evoluția dosarului lui de acolo. În 2020, liderul formațiunii Partidul Nostru a declarat pentru Europa Liberă că va renunța la cetățenia rusă în cazul în care va ajunge președinte al Republicii Moldova.